E casca de pompier. Stai, stai tu jos aici? Da. Stai, e casca de pompier, nu? Nu doar că e cască de pompieri. E o cască de pompieri pe care scrie... Emanuel. Emanuel. Salut, ce Emanuel. Frumos. Salut, Emanuel. Eroii n-au vârstă, nu? Și n-au nici înălțime. Au înălțime eroii? Nu, au înălțime? N-au. Nu. Câți ani ai, Emanuel? 7. E cum ar veni guest star, e în afara concursului, dar are o poveste teribilă, Emanuel. De unde vii, Emanuel? Din Moldova. Din Moldova. Excelent. De unde din Moldova? Vaslui. Vaslui. Ai venit cu mami, cu tati, cu cine ești la Nextar? Cu mama și cu tata. Mami, unde sunteți, mami? Tati, unde sunteți? Să rămână, doamnă. Să rămână. Bună seara, domnule. Bună seara. Mami, tati. Povestea lui de erou, mami, a început când? E 5 decembrie. Ce era aici, Emi? Casa mea. Și ce s-a întâmplat cu ea? Au afuc. În urmă cu aproape 2 ani, în ajun de Moș Nicolae, o întâmplare dramatică are loc în viața familiei Bojian. Casa lor arde până la temelie. Acolo era casa de la vale. Unde? Și acolo de la deal. Unde? Acolo, aici spre gard, era unde era bucătăria. Și la deal era o cameră. Înăuntru, 3 copii dormeau liniștiți. O fetiță de numai 3 luni, o alta de 1 an și jumătate și Emanuel, care atunci avea doar 6 ani. Mama era la magazin să cumpere lapte. Eu am rămas cu surorile mele acasă și dormeam. Când am văzut că este foc în toată casa și este fum în pod, am luat în brațe pe sora cea mică, Amalia, și după aia m-am dus în camera cealaltă să o trezesc pe Ioana. Am luat-o de mână, am deschis susa cu piciorul și am plecat la tanti Doina. Băi, băieți! Un mic erou! Vestea că le-a luat foc casa și că cei mici au fost în pericol de moarte a căzut ca un trăsnet pentru părinții care erau plecați la muncă în străinătate. Lăsasem copiii în grija bunicilor și să muncim în străinătate ca să le oferim un viitor mai bun. Nu, nu mă mai gândesc ce a fost în sufletul dumneavoastră în Spania, dar dumneavoastră ați aflat doar finalul. Ați aflat telefonul când l-ați primit, vi s-a spus că toți sunt în viață, așa e? Da, la... Mergea cumnata mea, se întorcea de la școală, cumnata mea cea mai mică. Se întorcea de la școală cu o colegă și mi-a sunat. Mă scuzați că... Și a spus că a ars casa. Așa ne-a zis brusc. Faide! A fost ceva șocant. Numai când îmi aduc aminte, nu pot să mă abțin, îmi cer scuze. Primul gând a fost să întrebați de copii, nu? Am întrebat și copiii cum sunt. S-au dus la tanti Doina, la o vecină. Am zis, atunci e bun. Lasă, casa se repară, dar copiii o viață înapoi nu o mai aduci. Ei, mulțumesc bunului Dumnezeu că l-a întărit de a luat fetele în brațe și a plecat cu ele. Eu le iubesc foarte mult pe surorile mele. Fac ce face orice frate mai mare. Mă gândesc cu groază dacă ar fi ieșit singur și ar fi lăsat fetele în casă. Ce poveste, incredibil. Bunicu era la muncă cu câteva case în depărtare. Unde era bunicul? La 2 case la distanță, 2 case la un vecin la 2 case distanță. Și tăia lemne. Și ce s-a întâmplat? Și alt vecin l-a strigat să urce repede, că e arde casa. Credea că-s copiii înăuntru, a intrat în casă, în flăcări, nu vrea să asculte de nimeni, venise cu un vecin. Se gândea că dacă sunt copiii în casă și mor, atunci vrea și el să moară cu ei odată. Nu-și imagina cum o să trăiască, el știind că nu a salvat copiii. Când a intrat în casă, a explodat televizorul și l-a ars pe față și pe mâini. Faide! A mai rămas ceva din casă, mami? Ruine! Un singur perete mai este în picioare. Atât. Emanuel, vreau să te întreb ceva. Tu știi ce înseamnă numele tău? Nu. Vrei să spun eu? Înseamnă Dumnezeu este cu noi.
Și să știi că Dumnezeu cu siguranță în acea seară v-a păzit și a avut grijă de voi. Eroismul lui a stârnit în toată România, valuri, valuri. Da, da. Solidaritatea românilor a fost extraordinară. Oamenii v-au ajutat și v-ați construit o casă nouă, așa-i? Da. Îmi place mai mult casa asta. E mai mare și mai frumoasă. Acum avem baie și cadă și toaletă în casă. Avem și o grădină mare cu pom, care mâncăm fructe. După ce ne-a ars casa, oamenii au fost foarte buni cu noi. Ne-au dat haine, televizor, mașină de spălat. Ai primit de la pompieri costum, ținută, cască personalizată. Auzi, Emanuel, dar tu când vrei să fii mare, ce vrei să te faci? Ia. Pompier. Pompier? Și-a câștigat locul, Dan. Pentru curajul său, a fost decorat de însuși ministrul afacerilor interne, iar trofeul primit stă la loc de cinste în camera lui. Am primit un trofeu, o diplomă, o caschetă și o bicicletă. Uite, mami, cum stă! Mamă, ce super! Foarte frumos, băiatul, mama! Trebuie să-l lasez aici un pic, să vedem așa. Așa, să stea drept, să se vadă. Ia-mi place să te mai văd. Super! Ce lecție! Ce lecție! Să-ți iei surioarele și primul gând la vârsta asta, să vrei să salvezi surioarele și să reușești. A fost o mare bucurie și onoare să te întâlnesc, Emanuel. Bravo, Emanuel! Oamenii ăștia s-au ridicat în picioare să te aplaude pe tine. O iau eu înainte, da? O iau eu înainte, așa, știi? Întotdeauna marile personalități au în față unul de ăsta mic care le face loc, știi? Eu sunt ăla, micul, și îți deschid drumul. Tu ești cel mare, da? Tu ești generalul. Și întotdeauna... Ce acum? Du-te, mă, de aici, când... Mă, nu cred, e trofeu. Cred că e al tău. Trofeul next time. L-am găsit aici, dacă nu fie al tău. Eroul Nexstar. Emanuel, eroul Nexstar. A cutremurat o țară întreagă. Puștul ăsta a salvat două vieți. S-a făcut pielea de găină pe mine. Auzi? Cred că și sacul ăsta e al tău. Ia vezi ce e în el. Ia. Ia scoate tot ce e în el. Ia. Ajută-mă. Ajută-mă, ajută-mă! Ajută-mă, Emanuel! Ce-o fi aici? Ha? Asta e Moș Nicolae, mama, care trebuia să vină atunci. Cu pompieri, totul cu pompieri. Da, e leg cu pompieri. Mașini de pompieri! Aha, normal! Helicoptere ale unor pompieri. Sunt ale tale toate, Emanuel. Ia-le în brațe. Eu să port trofeul doar. Ia-le tu în brațe pe toate. Poți să le ții? Ha? Sigur? Cine, mă, Emanuel? Normal că poate. Edita, hai! Mai pompierul. Doamnelor și domnilor, și el e Emanuel. Hai, Emanuel! Știi că nu te ajută la jucării? Nu te ajută deloc! Eu am grijă doar de trofeu! Hai!